Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. După cum vedeți, vin în fața voastră cu o prezentare, experiment. Să spunem, n-am mai făcut așa ceva în public, am făcut pentru mine. Aș vrea să fiți atenți la mesajele care vin, pentru că voi încerca să vă transmit mesaje generale pentru voi, de la îngerii voștri protectori, de la poate, eu știu, de la alte ființe din alte dimensiuni care vă ghidează și care vă transmit niște mesaje, în mod special. Deci nu fac musai despre o relație, cât despre voi. Mesajele pot să fie diverse, ca și în etalare, dar în mod special aici încercați din toată ființa voastră să discerneți că acel mesaj nu e pentru voi sau acela este pentru voi. Da? Fiți unii dintre voi, fiți o leacă mai profund, că știu că alții sunt. Aveți de ales, sunt două variante, 1 și 2. După cum vedeți, da, fiecare folosesc același tip de bol, de apă, aceeași lumânare, dar merg pe alb, acest numărul 1 are cuarțul alb, numărul 2 are haolitul. Și am simțit nevoia să adaug o brățară în cazul în care cele două, mergând doar pe alb, nu v-ar fi ajutat. Am simțit nevoia să adaug aceasta, am uitat cum îi spune, dar sunt autentice, sunt chiar cristale, nu sunt niște mărgeluțe de plastic turcoaz. Așa, uite, așa se vede mai bine, da? Turcoaz. Și crisolit, dacă nu greșesc, crisolit. Uite, cam așa arată. Mai punem încă o dată să vedeți. Vedeți? Și doi. Vă puneți pauză, vă alegeți. Și eu încep. Am și niște cărți, sper să nu uit să le folosesc. Totuși, la final, o să iau o carte ca și mesaj în plus. Dragii mei, un fenomen foarte interesant s-a întâmplat. În timp ce, o să vedeți în videoclip, pentru că atașez acest videoclip la cel inițial. La un moment dat, dacă vreți să aveți încredere în mine, bine, dacă nu, e alegerea voastră. Vă povestesc tot ce a apărut, pentru că înregistrarea a rămas oarecum ascunsă. Ce vreau să spun? La un moment dat, veți vedea, ca picuri ceară în bol. Și din cauza unor zgomote sunt nevoită să pun pauză sau dintr-un motiv pun pauză și rămâne totul pe pauză. Eu vorbesc, eu explic frumos. Și la un moment dat, când se fac trecerea de la numărul 1 la numărul 2, îmi dau seama că totuși a fost pauză. Ce vreau să spun? Cred că, dacă vreți să ascultați așa din povești, chiar dacă n-ați fost, o să mai fac. Chiar dacă n-ați văzut și totuși camera a fost aici, doar cu înregistrarea pusă pe pauză. Cred că mesajul, da, sau nu mai bine mesajul, da, mesajul trebuie să fie lansat așa cum e lansat. Cu alte cuvinte, ceea ce veți realiza va fi dincolo de imaginea publică, eu asta simt. Dacă vreți să ascultați bine, dacă vreți să credeți bine, e alegerea voastră. Încerc să... Bine, anumite detalii probabil că le-am uitat, pentru că așa e cu channeling-ul, dar încerc să-mi aduc aminte. Cum? Cu fiecare picătură voi începeați ceva, pas cu pas. Fiecare pas vă ducea într-o direcție. La un moment dat, picătură cu picătură, întâlneați câte o altă picătură, câte două, câte trei, de ca și când vă creați niște parteneriate. La un moment dat apare un parteneriat în trei, care va duce bucurie.
Dar la un moment dat apare un alt parteneriat care încet, încet, pentru că, știți, o să vedeți în numărul 2, picăturile creează mișcare în această apă, da? Prin greutatea lor. Apa se mișcă și ele se așează într-o anumită formă, într-un anumit fel. Ce acel parteneriat de orice natură ar fi, vă ajută să construiți, vă ajută să construiți pas cu pas. Și construcția aceea devine din ce în ce mai puternică, din ce în ce mai unită. La un moment dat, în această construcție, a apărut o față care s-a creat din cenușa flăcării, flăcăra foarte puternică, o pasiune, o inspirație, o creativitate foarte puternică în acel context. La un moment dat apare o față din cenușă și ceară, care devine din ce în ce mai luminoasă până la o formă lunară. Și am simțit că acea formă rotundă îi dă, creează un soi de scut protector. Apoi a apărut o altă față, mai mică, care a crescut. De ca și când cele două persoane încep să se transforme în această construcție. Eu asta am transmis, vă povestesc, dacă vreți să credeți bine, bine. De ca și când cele două persoane se transformă. A apărut la un moment dat și o inimă, poate că pasiunea, creativitatea, tot ceea ce faceți vă ajută să creșteți dragostea, posibil. Dar ce mai văzusem? Că pe parcursul acelei construcții, și repet, cred că trebuie să fie secretă sau cât mai ferită de ochii lumii, pe parcursul acelei construcții, am simțit că vă reconstruiți sistematic la nivel ADN-ic și vă transformați într-o persoană mai generoasă sau învățați sau puteți să oferiți mai mult decât ați oferit până acum prin ceea ce realizați. Iar ce am mai văzut? Am mai văzut că se adaugă, că la un moment dat vă va susține din ce în ce mai multe persoane. Vă vor susține din ce în ce mai multe persoane și nu doar că vă vor susține, se vor, de ca și când v-ar aplauda, se vor adăuga la acest concept. Pare o lucrare colectivă, dar altfel, care își creează bazele dincolo de public. Poate o relație în secret în care dezvoltați ceva absolut grandios. Absolut grandios. Și oamenii vor vrea să facă parte din această lucrare, nu doar să vă susțină. V-am zis, vai ce frumos, ce bine, hai merge înainte. Cu ce pot și eu să ajut? Ceva de genul acesta. Cu ce pot și eu să ajut în această construcție? Triunghiul acela despre care am vorbit mai devreme, cele trei puncte, la un moment dat s-au separat, s-au transformat în cinci. Cu alte cuvinte, dacă e un parteneriat care va duce un anumit tip de bucurie, poate chiar un triunghi amoros, va fi personajul, ori vă va lăsa în singurătate ca să semnă cinci de monede, la asta m-am gândit, ori îi veți lăsa voi, pentru că vă veți da seama că nu se merită. Ceea ce, repet, veți construi este ceva excepțional. Și, repet, cu cât veți stabiliza acest proiect, această construcție, această relație și voi doi, vă veți transforma, veți fi altfel. Da, posibil, am pierdut... Ce mai văzusem? Da, am văzut un cocoș. Și am zis că veți fi mândri de ceea ce veți realiza. Veți fi mândri și veți dori să protejați, pentru că cocoșul este un simbol foarte puternic. Și interesant, acum povestind, deși și atunci, în timp ce vedeam, mi-am adus aminte de povestea aceea românească, punguța cu doi bani, de la doi oameni valoroși, se manifestă această construcție foarte puternică. Poate bine și așa să povestesc, dar repet, îmi pare rău că n-ați văzut, îmi pare rău că am pus pauză și am fost ghidată să nu mai ridic, dar
momente de calmitate, de liniște. Mi-aduc aminte că am văzut un T, dacă asta contează pentru voi, un T. Și, da, să vedem acum. Așa, uite, bătrânica. Da, la voi era. Și nu doar bătrânica, mai este aici un personaj mai tânăr în picioare și un personaj în vârstă, tot așa, cu cârjat. Poate că ceea ce veți construi voi cu persoana respectivă va ajuta oamenii în vârstă sau va da putere celor care sunt cu probleme și poate pentru unii, pentru că văd o femeie în vârstă cu batic, va fi, este bunica cuiva care susține, care e alături, măcar sufletește, chiar dacă nu mai e în această realitate, poate în altă realitate, e bunica cuiva care se lipește, concepută, e absorbită. Pentru că și voi vă veți fi absorbiți de această lucrare. Cu cineva. Repet, dacă, asta îmi pare rău, o să mai fac. Dacă vă place, o să mai fac. Însă, asta am văzut. Hai să vedem acum totuși. Poate vă ceva în plus. Sau, pentru că tot am mai rămas un pic de lumânare și la voi interesant, la voi am pus-o deoparte, la cealaltă am aruncat-o în apă. Interesant, poate că într-adevăr trebuie să mai aprind și să mai continui. Deci luați-le pe toate. Eu ce pot să asta fac? Ca pe ghidaj. Hai să văd. Deci încerc să vin mai aproape cu forma aceasta. Mi-aduc aminte că am văzut copil, poate asta înseamnă ceva pentru voi. Odată am văzut. Acum văd un măr, undeva, în capul unei, o persoană și are în cap un măr, de ca și când, dar face parte în acest concept, de ca și când totul pornește de la o tentație. Am zis, era o flacără foarte, foarte puternică. Iar am văzut o inimă, ca un cord. Cord mare, nu inimă decorativă. Un cord care pulsează, probabil. Ți avea pasiune pentru acest lucru? Da, hai să continuăm, totuși. Să vedem cum se așează lucrurile. Dacă tot e. Acum în public. Ia să vedem cum se așează. Iată-s clipici. Vedeți cum ce zgomot face flacăra când apare acum, când apare în public. Reapare în public. Probabil într-un mod neașteptat cu ceva conflicte. Nu musai din partea voastră, cât probabil șocul. Să vedem unde se așează lumina. Tot pe această construcție a voastră se așează pică. Văd o femeie foarte sculpturală, așa, și fața unui bărbat în spatele ei, de ca și când un bărbat susține o femeie. Simt că, să spun, cuvântul susține, nu neapărat că urmărește. Mulți ochi, multă lume. Repet. Chiar dacă ceea ce veți construi o perioadă va fi în secret sau departe de lume,
Lumea poate se va întreba ce faceți, pentru că văd ochii, ochii. Ce faceți? Dar oare ce faceți? Dar ce se întâmplă? Vedeți, între această femeie susținută de fața unui bărbat în spate, e ca și când îi șoptește sau, nu știu, încurajează, el simt că e o energie benefică, se creează un pod între această femeie, un soi de Venus din Willendorf, dacă ați auzit de așa ceva, un pod între femeie și bărbat și această construcție de ca și când cei doi vor ieși în public, poate că ea va fi mai expresivă, mai evidentă. Interesant ce văd. Ah, ce frumos, ca o moleculă de apă. Un cerc mare și încă 2, 4, 5, 6 cerculețe. Ce frumos. O formă foarte simetrică. Veți prezenta totul atât de bine gândit. Oamenii nu vor ști cum ați început. Cu o moleculă de apă ați văzut acelea foarte frumoase, sănătoase, binecuvântate. Toată simt nevoia să transmit. Și veți continua, după cum vedeți, veți continua lucrarea în public. Eu cred că aici este ghidaj. Veți continua lucrarea în public. Dar fundația o aveți făcută în secret, dincolo de văzul lumii și este minunat. Interesant. Vedeți ce flacără mare? Eu nu mai știu cum am fost la cealaltă, la numărul 2, că acum este după ce am terminat numărul 2. Poate are legătură, poate ați ales ambele numere și vă reîntoarceți la acest număr. Unii, nu toți. Ce mai vedem? Încă un pic. A, mi-aduc aminte că văzusem parcă broasca țestoasă, lucrurile veți face încet. Și sigur, veți avea stabilitate și protecție, mi-aduc aminte. Și acum ce mai văd? Și așa cum se așează lucrurile, veți construi în public altceva, mult mai sistematic, mult mai ordonat, pentru că aveți experiența. Ia uite cum stă flacăra în continuare. Și aici vă păstrați flacăra, pasiunea pe, nu știu cât vedeți, pe construcția aceea pe care ați început-o împreună. Cum arde flacăra în continuare. Flacără pe apă, foc pe apă. Susținut de toată această construcție, repet, în secret. Eu cred că sunt mesaje foarte importante pentru unii dintre voi care vreți să... Ia uitați cum arde în continuare. Și o las. O să atașez videoclipul. Sper să vă placă. Ia uite. Flacăra arde în continuare. Foarte interesant. Foarte interesant. Mai adăugă ceva aici? Ia uite, aici. Văd capul unui leu. Veți fi feroce, pasional, pentru să vă protejați această lucrare. N-are legătură cu zodiile, să știți. Simt că vă veți implica la modul total și absolut în această lucrare, în această relație. Și publicul va vedea doar o parte. Doar o parte. Organizată. Ah, da. Interesant, exact ce a picat, ia uitați, femeia și bărbatul în spate. Aici o figură masculină și aici femeia.
Azi mai ascultată, mai... Gen... Da. Nu e o femeie slabă. Să vedem ce mai e aici. Mai văd ceva în plus. Dați-mi timp. Data viitoare să am lumina mai bună. Da, deocamdată cam asta văd. Cam asta trebuie să transmit. Și dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, probabil că are vreun scop. Și mai ales că uitasem să scot cărțile. Haideți să vedem în plus la voi ce apare. Punem cele două cărți, cele trei care apar la mare. Mesaje adiționale pentru numărul 1. Uite. Un mesaj care vine ca un trăsnet. Wow! Regina de cupe și 6 de cupe. Măi, sufletul vostru pereche cu care vă simțiți ca acasă. Apropo de casă, cu care veți construi ceva. Și pe care nu puteți lăsa deoparte. Chiar dacă am zis la un moment dat vă va mai distrage, poate o aventură, poate o atracție față de cineva, dar nu-i puteți lăsa deoparte. Un personaj care îi simțiți ca pe o mamă sau ca pe un copil sau ca pe un personaj cu care ați mai fost, cu care comunicați telepatic, cu care ați mai fost în alte vieți, o legătură emoțională foarte puternică. Ia uite și Marea Preoteasă. Băi, de-aia era în secret, măi. Deci asta, luați mesajul cum vreți. Asta este în plus față de ce... Iar s-a oprit la Moarte și 3 de cupe. Și dacă ați avut, am zis, 3 de cupe, o situație toxică, o lăsați în urmă. Pentru că aveți ceva de construit cu acest personaj. Cam asta e deocamdată un personaj care este foarte drag și voi le sunteți. Dar tot ceea ce faci, 6, lucrați zi de zi. E casa fecioarei, în ce sens? A lucrărilor de zi cu zi. Și vedeți, e o casă aici. Mare, destul de mare. Posibil pentru unii. Să fie între din niște motive. O să le explorăm altă dată sau, eu știu cum, vor apare mesajele următoare pe care le mai ascultați. Din niște motive, tot ceea ce veți face cu acest personaj trebuie să fie o perioadă în secret. Pentru că Marea Preoteasă de obicei stă în umbră, citește, se conectează, da? Și apoi apare, ca și Luna, da? Apare o perioadă, iar dispare, iar stă în umbră, iar mai apare. Pentru că în umbră și în privacy, în secret, vă menține stabilitatea. Chiar dacă oamenii, v-am zis, vă vor susține și cu gândul unii, dar probabil asta e. Ar putea să fie o lucrare spirituală publică. Dar nu degeaba apăr Marea Preoteasă. Sper că v-a plăcut, chiar dacă a trebuit să povestesc și chiar dacă am făcut niște prelungiri ca la fotbal, dar asta e. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau! Hai să vedem. Nu-mi dau seama cât timp a trecut.
Sper că n-am blocat înregistrarea, Zo, că nu știu ce s-a întâmplat cât timp am canalizat. Cred că o să începeți, deocamdată la numărul 2, simt, a picurat înainte să pun deasupra bolului, simt niște lacrimi, poate din cauza unui triunghi amoros, am văzut triunghi, trei puncte, dar... Un personaj pe care îl mai plângeți. Deocamdată. Văd că vă agățați de o proiecție a unei flăcări, a unei pasiuni, unii dintre voi. Asta simt, asta văd. Încercați să, unii dintre voi, ați încercat sau veți mai încerca ceva cu acel personaj, dar pare că totuși... Diferite alte opțiuni vă distrage atenția, eventual, sau vă întârzie. Creația. Văd un încă neformat total. De ca și când acest M, nu știu ce înseamnă pentru voi. Mai aveți ceva de lucrat la acel M, la acel acea relație la acel personaj ca să completați ceva, să... 3. Cred că la un moment dat vă veți izola de niște prieteni. Unii dintre voi vreți să înfloriți. Asta simt. Și după ce vreți să înfloriți un pic, chiar vă atașați de acel personaj. Care are litera M sau ține de litera M, însă se creează altceva. Văd că o motocicletă, probabil că lucrurile la un moment dat vor, după niște amânări, după niște hotărâri, se vor ambala, în ce sens? Vor prinde viteză. Veți dori din ce în ce mai mult să vă apropiați de acel personaj pe care o perioadă l-ați lăsat deoparte, poate pentru niște prieteni, poate pentru responsabilități. Ia uite cum se creează, cum se...
Și un personaj din trecut tot va încerca să să ajungă la voi. Da, văd că totuși personajul din trecut va încerca să vă distragă atenția, să vă mai atragă. Și totuși aici ce este? Ca o ciupercă, ca o intoxicare, să zic. Chestie de atracție foarte puternică, de farmec, de magie. Ciudat. Cu acest personaj ori voi încerca să vă duceți către un personaj din trecut și iar reveniți la acest personaj. Nu, e ca și când aveți senzația că nu puteți să-i lăsați, nu puteți să renunțați la ei. Ca o poveste fantastică. Asta. Interesant, văd un pom. Poate că veți crește ceva. Da, în preajma acestui personaj creșteți. Interesant. Tot ce în acel fost personaj este separat. Totuși, cu cât stați în preajma acestui personaj, reușiți să vă compactați, să deveniți mai complexi, mai uniți. Ca un pom care crește. Și se transformă. Nu scarabeu ca o gărgăriță, scarabeu ce ar putea să fie. Nu știu ce înseamnă pentru voi acest lucru. Dar repet, în preajma acestui personaj. Litera M sau W sau ceva legat de 3. Ce mai avem aici? Ce mai văd? Tot ce faceți cu celălalt personaj pare că e o construcție, dar toate lucrurile pe care le faceți sunt separate. Nu există unitate. Aici se creează ceva totuși. Ce mai vedem? Atenție la oamenii din trecut care vor încerca să se agațe de voi, cu cât voi deveniți mai unitar și mai complex și alături de ce am zis mai devreme, ce ar putea să însemne, se vor agăța oameni de voi.
Asta simt să vă atrag atenția. Văd că o coloană vertebrală care se dezvoltă. Interesant că eu am habar de anatomie, văd și zona sacrală, poate acesta să însemne trezirea lui Kundalini, poate să însemne verticalitatea cuiva alături de alt parteneriat despre care am vorbit, dați-mi urmă, am vorbit mai devreme. Interesant, văd un fetus lângă un alt fetus, nu musai gemeni, deși instantaneu vorbind a venit acest cuvânt în mintea mea, poate o chestiune de vindecare la nivel de copil interior. Dar tot așa, aproape de acest personaj, eu asta văd. Iar copil văd. Ce-o fi însemnând asta pentru voi? Văd un copil. Alb, curat. Ia o inimioară. Ce frumos. O inimioară frumoasă. În zona aceasta. E micuță. Cineva descoperă că iubește. Eventual. Că se iubește. Iar văd două păsări, tot văd pereche în zona asta, se formează fetușii, doi fetuși, unul lângă altul, două păsări, una lângă cealaltă, legate de o inimă. Pasărea ține iar de comunicare, dar și de libertate de creștere pentru mine. Interesant, văd o pisicuță, poate cineva este iubitor de animale, dar pisica, gândiți-vă la Bastet, face o trecere între două dimensiuni. Poate unul are dintre voi, din această zonă, din această relație, are ca totem pisica, un totem puternic. Dar pisica are senzualitate. Are și ferocitate. Cu alte cuvinte, iubirea aceea o puteți proteja. Nu așa simt, așa simt să transmit. Ce-o fi cu gărgărița aceasta, cu scarabeu ăsta? Pare așa o gărgăriță, chiar dacă e albă. Pisicuță, ce chestie albă. Albă, pe lumânare albă. Ui, un cap de femeie. Cred că e o femeie care iubește pisicile aici. Sau cu trăsături feline.
La un moment dat, pentru ceea ce veți crea în voi, repet, sub influența acestei persoane despre care am vorbit, cu litera M sau W sau cu 3, cu ceva legat de 3, poate născut în martie sau, nu știu, sau peste 3 săptămâni, 3 luni întâlniți, nu știu, o chestiune. Tu vezi, tot ce veți face și veți crește în preajma acestui personaj, vă va ajuta să vă concentrați pe voi. Interesant. Vă centrați cu atât, să vă centrați. Pentru că ce era acolo, persoana din trecut care tot încerca să... pare construcție, dar nu e. Ce mai vedem? Veți avea un anume tip de greutate în ceea ce în felul în care vă veți construi. Da, își pune strat peste strat și descoperiți că aveți consistență și ce interesant, o consistență și stabilitate care vă permite totuși să fiți flexibili, plutiți deasupra apei, nu vă legați de ceva, anume tip și de libertate, dar bineînțeleasă. Nu vă agățați de persoana despre care am vorbit, în preajma sau situația. Interesant, văd o cruce. Nu mă gândesc la nimic negativ, ci la o karmă. Pare cu capul în jos, de ca și când vă eliberați de o karmă în această reconstrucție sau construcția voastră. Asta văd, asta transmit, asta simt. Poate alții ar vedea ceva. Nu-i problema. Uite, tot aici, tot aici. Spuneți layer peste layer. Dați-mi timp, vă rog frumos, nu mă îngrăbiți. Iar văd o floare. Văd simboluri frumoase. Floare. O floare într-un buchet, ca și când e abundența, vorbiți de pom. Interesant, acum un soi de trifoi. Trifoi, știți că e un noroc. Pare că vă întăriți. Cam atât. Sper că n-am pierdut înregistrarea cea.
Interesant. Văd ca o grădină, ca o pentagramă. Ca o... Văd și Ganesha, simboluri pozitive. Cam atât. Sper că v-a plăcut, sper că n-am uitat. Ah, posibil să fi pierdut prima înregistrare, sper că nu. Hai să vedem totuși un mesaj pentru voi. Dacă ați trecut prin trădări, vă eliberați, vă reconstruiți. Ia uite, faetul. Am văzut motocicleta parcă mai devreme. Ia, te vă întâlniți cu sufletul vostru pereche. Un suflet pereche care vă susține. Ia, te vă transformă, exact cum am zis mai devreme și am văzut karma. Cam asta e deocamdată. Sper că v-a plăcut. Sper din tot sufletul să nu fi pierdut prima înregistrare. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, ceau, ceau.